critici de artă trebuie să aibă și ei partea lor de glorie. Și am să citez așadar ceea ce a spus Pavel Șușară. Privit în ansamblu, ca o construcție amplă și diversă, cu o desfășurare coerentă în spațiu și timp, opera lui glosează pe marginea existenței, a ființei, a nașterii din pământ, din substanța indiferentă și amorfă, a creșterii expresive și spontane, pentru ca finalmente ființa stihială, ființa de pământ, de piatră, de lemne și de bronz, să capete conștiință de sine, să-și caute rațiunea de a fi, să-și mobilizeze memoria și sâmburele de divinitate, singurul în măsură să justifice măreția absolută a materiei și să-i mântuie precaritatea cea de toate zilele. Arta nu este nici modernă, nu este nici veche, este pur și simplu artă. Iar în artă interesează pulsația vieții. Când ai reușit să închizi în creația ta câteva clipe de viață adevărată, ai realizat o operă mai prețioasă decât toate frazele frumoase din lume. Constantin Brâncuș spunea cam așa: sculpturile mele sunt fecioarele mele, iar eu le gătesc ca de nuntă. Și uite cum și domnul Aurel Pondraș își iubește creațiile ca pe niște fecioare și rugăm acum să vină aici să ne mărturisească cum le gătește. Și uite, artistul vine împreună cu albumul pe care l-a provocarea este aceeași. O să vă rugăm să ne împărtășiți emoții, gânduri, trăiri, legate de opera dumneavoastră, poate de cea mai gravă operă, legate de stălaj, de o carte, de un om, de o întâmplare din viața dumneavoastră, care într-un fel sau altul a schimbat drumul, destinul. E greu de răspuns la această întrebare, alături de cei sărbătoriți astăzi, mai ales că sculptura în județ, așa cum spunea și domnul Cosma, este mai puțin reprezentată în cultura românească, respectiv cea din Sălaj, alături de cultura mare a țării. Apropo de emoții, emoția cea mai mare este acum. Atunci când te prezinți în fața atâtor oameni care își aduc aportul lor la cultura sălăjană. Mai mult sau mai puțin, fiecare pe măsura capacității și talentului lui. Eu am venit mai târziu la această afiliere a sălajului, pentru că totdeauna m-am considerat mai modest, mai am lăsat pe alții care își au meritele în a se afirma în cultura sălăjană. Aici sunt exemple, cum este domnul Cosma, cum a fost Vasile Betișanu, cum au fost unii care sunt mai din județele apropiate, cum era Ion Alexandru. Deci, eu am zis, hai la urmă acolo, că noi, sculptorii, trebuie să facem și după aia să se vadă ceea ce facem. E mai greu să te explici, e mai greu să vorbești, e mai greu să faci o legătură teoretică asupra lucrurilor, decât atunci când odată le-ai făcut. După ce le-ai făcut, atunci lucrurile sunt exemple, sunt făcute și este mai ușor de vorbit despre ele. În ceea ce mă privește, în ultimii ani m-am apropiat mult mai mult de cultura sălăjană și am făcut ceea ce trebuia să fac pentru ca să nu facă moștenitorii mei după mine, după bunul lor plac. Am zis să fac eu și să mă prezint în fața sălăjenilor așa cum consider eu, cu posibilitățile mele modeste, cu arta mea, acea înscrisă în cultura românească, în cultura europeană, atâta cât am putut eu să merg
departe cu ceea ce știu să fac cu mâinile și cu informația mea asupra lucrurilor și asupra vieții. În momentul de față, sigur, la o anumită vârstă, ți-e ușor, că aproape că le știi pe toate, știi despre ce este vorba, dar mai greu în acest moment să faci lucru de care să nu-ți fie jenă, să nu-ți fie rușine că l-ai făcut. Și așa, în ultimii ani, facem lucrurile acelea de esență, de calitate, de, cum ar zice poetul, de poezia bună, făcută la o vârstă când le știi pe toate. De altfel, ca și muzica, muzica care de fapt înseamnă viață, înseamnă exprimarea supremă asupra lumii. Așa îmi văd eu emoțiile mele la care mă închid. Mulțumesc celor de față, care prin exemplul lor și prin cunoașterea lor îmi fac și îmi îmbogățesc mie cunoștințele despre ceea ce trebuie să fac mai departe, atât cât ne vor duce puterile și atâta cât vom avea respect față de munca celorlalți și de munca noastră. Noi vă mulțumim și spuneați că nu este domeniul nostru atât de important, vreau să vă contrazic. Sculptura ce este oare decât tot o poezie, tot o dăruire care aparent doar se adresează văzului. Dacă suntem sinceri, ea se adresează tactilului. Așa că sculptura este într-adevăr o artă adevărată, iar dumneavoastră ați ridicat-o la un alt nivel și noi, sălăgenii, suntem mândri cu asta. Știm că aveți expoziții foarte multe și în București. Nu de mult și vă mulțumesc că ne-ați invitat și pe noi la expoziția aceea specială pe Contraș, da? Ne bucurăm pentru că avem și albumul și am vorbit cu dumneavoastră și ne dorim că ne va ajuta Dumnezeu să avem și mai multe săli în care să avem expoziții personale și ale dumneavoastră și ale altor artiști. Mă destănui dumneavoastră cu modestie și vă spun că pe data de 8 septembrie am deschis o expoziție împreună cu copiii mei, Bogdana Contraș și Simeon Ștefan Contraș, la Palatul Mogoșoaia din București. Aceasta este o manifestare de suflet a familiei mele, care s-a făcut sub semnul sălăjenii care se pot manifesta oriunde, inclusiv într-un palat. Iar la anul, împreună cu fiica mea, vrem să facem la Veneția o expoziție prin care să ducem mai departe, tot așa, glasul și ființa sălăjeană. Peste tot pe unde mergeți, cu mare drag, înțelegere și respect, diploma de onoare, oameni de seamă ai sălăjului. Și vă așteptam la primi și mai multe opere. Bravo. Mai întâi aș vrea, am ales pentru acest eveniment să dau din sufletul meu și rog pe cei care nu au acest album să nu se sufere pe mine că am făcut această alegere într-un fel. Cu respect domnului Octavian Lazar Cosma. Muzica înseamnă viață. Cu respect domnului profesor Gheorghe Rusu. Nu este aici, nu este. Munca învățământ înseamnă dăruire. Emoțiile, într-adevăr, domnul Rusu a fost zilnic de o săptămână la noi, de când i-am înmânat invitația. Cu respect, domnul Sorin Roan Gozea, legea e mai presus de toate. Cu respect, doamnei Ileana Grațiana Pop. Veșnicia s-a născut la sat. Vă mărturisesc, domnul Contraș a reușit să aducă doar albume. I-am arătat lista cu invitații noștri. Cu respect, colegului Sepsi Iosif. Cultura este semnul care rămâne după noi.
cu respect domnului Balati Caroi, da. Sau Caroli, coleg ale artelor, respect pentru graficul domniei sale. Să vedeți. Cu respect domnului Iorel Tăutan, Banatul ales. Fruncea. Vă rog un popas și aici, vreau să scrieți un gând. Da, cei care nu ați primit albumul domnului Aurel Tăutan, și vă rugăm să veniți la Biblioteca Județeană, unde îl veți putea consulta. După sunet, culoare și formă, a venit rândul cuvântului. Și dacă îmi permiteți, voi încerca o definiție proprie. Cuvântul este o baghetă magică, un instrument cu care oamenii de litere, fie ei filologi, jurnaliști, scriitori, profesori, aduc într-un punct fix o infinitate de realități paralele. Într-o lume în care fiecare se gândește la hrană și bani, la distracții și putere, e nevoie ca, măcar din când în când, cineva să-mi prospăteze viziunea lucrurilor. Să scoată la iveală extraordinarul care se ascunde în lucrurile ordinare, misterul din banalitate, adevărul din haos, lumina din întuneric. Și vă privesc pe dumneavoastră, într-adevăr, domnule Bolivia, vă rog să veniți la mine. Jurist, istoric, un om care nu încetează să lupte cu adevăr pentru adevăr și să dăruiască luminii multe, multe opere. Și acum, provocarea este aceeași. Eu n-am repetat-o, dar în contact mi-a cerut-o și acum să nu mă întrebați și noastră, vă spun eu. Și pe dumneavoastră vă rugăm la fel. Deși veniți la bibliotecă foarte des, sunteți prietenul nostru. Am vrea astăzi să ne împărtășiți un alt fel de emoție din viața dumneavoastră. Și vă mai mărturisesc din ce motiv adunam aceste emoții. Dorim să prezentăm copiilor și tinerilor modele, modele reale, iar ele sunt lângă noi. Dumneavoastră, ce invitați astăzi, noi vă considerăm, că dumneavoastră noi vă considerăm modele. Așa că vă rog să transmiteți ceea ce credeți că este important pentru copilul de azi, tânărul de mâine, omul de treabă, de seamă, în viitor. Doamna profesor, ceea ce cred, dar nu știu dacă ceea ce cred pot. Sunt copleșit. Emoțiile sunt frumoase. Dacă treceți pe șoseaua națională și vedeți crucile după biserica din Bocșa, să știți că la Sânzienele din 38, când ele erau jos, eu nu eram pe lume. Când ele erau sus, în acea perioadă m-am născut și eu, în școala din Bocșa, care a fost demolată anul trecut de primarul din Bocșa. Sunt copil de dascăl. M-am născut în școală și această lumină avea să mă urmărească toată viața. În învățământul civil și în învățământul militar și peste tot. Cultura, da, cultura mi este o noțiune foarte apropiată. Și în general, vorba lui Voltaire, dacă vrei să vorbești cu mine, hai să fixăm termenii semantici ai noțiunilor. Dar pentru mine un termen nu are limite, nu este exact precis și îl iubesc foarte mult. Termenul, noțiunea de sălaș. Pentru mine sălașul înseamnă și un cap de femeie care începe de la poarta sălașului să termine la granița Berveni Urziceni, care-i și înseamnă și sălașul de astăzi care începe la doi pași de deși și să termine la supurul de sus. Tot sălașul este. Pentru mine o noțiune incertă sălaș. Dar e o noțiune spirituală a sălașului. Pentru mine sălașul înseamnă Bocșa, înseamnă Băsești, înseamnă Bădăcin, înseamnă, din păcate, și Trăznea și Ip, într-un singur sens, din păcate numai, înseamnă și Bobota, înseamnă tot, și Letca, și Someșu, și Crasna, și Valea Zalăului, și Alma Mater Porolizensis. Am plecat într-un vagon de marfă, în octombrie 40, și lumea plângea în gară, în Borla. Și am spuneam că nu puteam pronunța toate cuvintele. De ce pingeți? Pe când lume de aia am venit. Și o să mai vin. Dacă mai faceți și la 100 de ani această manifestare, eu am să vin. Am
am fost strâns lipit de școală. Am încercat, printre alte dragoste didactico-pedagogice ale mele și de cultură, de spiritualitate, să studiez filozofia. N-am reușit. Știți de ce ne-au desființat? Pentru că eram 10 studenți, fiecare student era o secție. De pildă, era latina la alegere cu greaca veche, eu am ales greaca veche. M-au întrebat unii, zice, ai rude în Grecia? Zic, da, toți cei apiștii din Bocșa sunt greci. Și fiindcă unul singur era fiu de muncitor. Și au descoperit că de fapt era fiu de preot ortodox, care s-a făcut miner ca băiatul lui să aibă un dosar bun. Ne-au desfințat pe toți. Și ne-au propus să mergem unde vrem, și la medicină, și la conservator, dar cu vocea asta ce aveam eu de căutat acolo? Așa. Și atunci, uite așa, am început să fac și filologie, și filozofie, și drept, și din sentiment patriotic, ca lucrător în București, lucrător în sensul superior al cuvântului, am urmat istoria, specialitatea istoria României, singura promoție cu 6 ani. Și mă întrebau cadrele de acolo, de ce studiați, aveți o funcție mare? Nu, sunt român din Transilvania. Dar toți românii din Transilvania fac facultatea de istorie? Nu. Dar toți fac istorie? Da, sunt prieten al bibliotecii, mă simt bine aici, în bibliotecă. Aici am descoperit Biblia Vulgata, pe care încă n-am stors-o cu totul, dar o să o storc. Sunt instituții surori, dar care depind, din păcate, de ministere diferite. Arhivele statului depind de un alt minister. Muzeul de istorie, muzeul de artă, deși e băgate sub aceeași ocrotire administrativă, depind ca și biblioteca de alt minister. Dar ele toate astea sunt ca să ne hrănească pe noi sufletul. Când nu vom fi fizic, vom fi ce a rămas material. Sunt foarte bune instrumentele astea moderne. Să cauți pe Google, sau mă rog, care cum îl pronunță, așa, să afli. Dacă când întrebi un tânăr astăzi, cât fac 2 ori 2? 4. Bravo! Noi cântam tabla înmulțirii pe vremuri. Așa, am ajuns profesor la 16 ani și diriginte la clasa a 7-a la Sfânt Pietru al Mașului, tot în sălaj. De ce am ajuns profesor de română, rusă și chimie? Ce aveau astea toate trei? La rusă am avut extraordinarul merit, eram singurul care cunoșteam literele alea, pentru că făcusem același liceu ca și doamna Lia. Liceul ăla de 10 ani. Și știam scrie cu litere strâmbe și atunci m-am crezut că sunt profesor de limba rusă. De ce am scris Daci trăiesc? Pentru că în acel liceu eu am fost pedepsit tuns la zero și pe două pătrare mi s-a scăzut nota la purtare pentru marea infracțiune și fapta amorală de a fi citit pe Goga. Eu am ieșit din liceu fără Goga și fără Rebreanu. Și atunci am pus mâna pe o bibliotecă și unde am văzut Goga am luat și am măcelărit Goga. Și asta mi-a făcut ca în Daci trăiesc să apară și poezia lui Goga. Aș câteva cuvinte spuse așa ca să nu te-am din gură. Scuzați-mă, dezlumare. Nu sunt cuvinte spuse la întâmplare, sunt emoții, sunt trăirile dumneavoastră. Și mă bucur că, uite, și în acest an adăugăm emoții emoțiilor trăite în anii trecuți. Trebuie să ne descărcăm sufletele și să destăinuim și mai ales că aici sunt toți creatori, sunt oameni de cultură, oameni care fiecare a lăsat ceva durabil în viața lui. Aveți încredere și opera dumneavoastră, prin noi sau prin cărțile care sunt aici, vor spune multe celor care vin. Să știți că mai sunt și alte cărți care nu pot intra în biblioteca asta. De ce? Sunt în altă bibliotecă. Le vom aduce care tot toate, nu le putem aduce, nu ne lasă alții. Legislația nu ne lasă. Am altă colecție de cărți în altă parte, dar o spun cu mândrie și asta. Atâta spun cât pot să spun. Am mai scris și în alt domeniu. Am scris. Am înțeles, iar dacă se va putea, ne vom bucura că în Biblioteca Județeană să lasă. Iar actualul învățământ din un serviciu special al României, eu l-am organizat după răscolă. Emoțiile, într-adevăr, sunt mari. Se vede ceea ce a trăit. Și așa cum spuneați, într-adevăr, în sălaj, istoria trebuie să cunoaștem toți, pentru că de multe ori istoria noastră a plâns și mai plânge poate. Din respect și prețuire pentru dumneavoastră și pentru aceste emoții deosebite, o diplomă de onoare, oameni de seamă ai sălașului. Așa sunteți dumneavoastră pentru noi. Un om de seamă al sălașului. E prea mare cinstea pentru mine. Un semn al apreciei noastre.
rugându-vă să vă așezați puțin, să ne scrieți un gând, așa, cu emoțiile. Cu plăcere. Vă mulțumim. Mulțumim, vă rugăm să descărcați și acolo emoțiile care să rămână peste vreme.